Motivul opririi, dacă vreți să-l aflați, este verificarea stării pneurilor și dacă aveți mașina echipată cu pneuri de iarnă, da? Sigur. O să verificăm în condițiile în care nu găsim deficiențe, o să vă vedeți de atunci, da? Îmi dați voie să mă urc, da? Sigur. Mulțumesc. 180 de șoferi care circulau pe străzile din Craiova au fost verificați de polițiștii de la rutieră și de inspectorii RAR. Oamenii legii au vrut să vadă dacă mașinile sunt echipate pentru vremea rea de afară. Neregulile nu au întârziat să apară. Nămol pus la zăpadă, da? Mulens nou, da? Și asta, da? Sunt ok, nu este nicio problemă. Aceste cauciucuri, da, sunt Michelin-uri, da, dar sunt cauciucuri de vară. Nu au niciun semn că sunt cauciucuri de iarnă. Nu este, nu știu. Deci nu aveți decât fața. Cu amenda în față, șoferii dau vina pe magazinele care le-au vândut cauciucurile. Toate patru le-au luat de același lucru. La magazin, toate patru. Dar ce v-a zis? V-a zis că decât așa două de iarnă, alea două nu. De ce? Păi nu știu de ce. Că noi în plus, i-am arăt, pe MPS, așa scrie pe toate. Nu știu de ce. Ce-o fi asta? Nu știu, n-am un ou. Deci nu cred eu că de la magazin mi le-au dat toate patru la fel. Cum am pus pe față, așa trebuie să fie și pe spate. Mi-au cerut banii, am plătit factură, chitanță și am plecat. Asta a fost toată problema. Văd acum că au dreptate domnii polițai, cele pe spate nu sunt de iarnă. Când nu au autovehicule echipate cu anvelope de iarnă, li se reține certificatul de matriculare și se aplică sancțiunea contravențională în temeiul actului normativ mai înainte precizat. Vizată a fost și starea tehnică a mașinii. Orice defecțiune, spun oamenii legii, pune în pericol siguranța pasagerilor, dar și a celorlalți participanți la trafic, așa că măsurile au fost drastice. Parcurs, lumii în poziție față și eșapament. De altă mașină. Am ajurat diametrul asta. Coloana modificată, nu? Așa am cumpărat-o, eu nu sunt o pasionată. Sancțiune contravențională, 4 puncte amendă, adică 390 de lei. Și reținerea certificatului de matriculare cu o valabilitate de 15 zile până la remedierea defecțiunilor constatate. În doar câteva ore, polițiștii de la rutieră au sancționat 70 de șoferi. Valoarea amenzilor se ridică la 90.000 de euro.